Și dăm cuvântul lui domnului profesor Cornel Ciomâzgă, publicist și scriitor creștin. Mă gândeam, ascultându-i pe covorbitorii mei, mai cu seamă pe domnul profesor Bădescu, mă gândeam ce vor spune colegii dumneavoastră intelectualii când vor afla ce ați spus în seara asta aici despre sticlă, așa cum este numit televizorul într-un argou de specialitate. Despre sticla aceasta pe care mulți dintre ei importanți sau poate doar portanți sunt în fiecare seară sau îi se închină cu atâta religiozitate seară de seară. Și mă gândeam totodată că față de toate cele care s-au spus și s-au scris, s-ar cuveni poate să procedeze așa cum a procedat cândva Părintele Lavrentie, un mare duhovnic al Mănăstirii Frăsinei, fie ca Dumnezeu să-l fi primit cu aleșii și bineplăcuții lui. Când odată invitat fiind la Facultatea de Teologie din Sibiu, n-a avut cu ce să ajungă, fiindcă n-avea un mijloc de transport la dispoziție. Eu, deși l-am avut, ați văzut că tot târziu am ajuns și vă rog să mă iertați. N-a avut așadar un mijloc de transport la dispoziție, ba mai mult decât atât, probleme de mănăstire care nu lipseau niciodată și oameni care veneau să se spovedească încă l-au mai reținut și a ajuns cu 2 ceasuri mai târziu. Studenții însă de la Facultate de Teologie și profesorii, știind că vine Părintele Lavrentie să rostească un cuvânt de folos, au mai anunțat și alți prieteni de-ai lor, alți studenți din oraș, profesori, alți profesori, preoții, alți preoți și era acolo o sală plină de oameni care l-au așteptat răbdători 2 ceasuri. Părintele Lavrentie a ajuns după acele 2 ceasuri nădușit, s-a îndreptat către masa care era pregătită și a scos fesul, a privit îndelung către asistență și a zis: măi oameni buni, faceți ceea ce ați învățat. Și a luat fesul și a plecat. Pe mine m-ar îndreptăți poate să mă opresc doar la îndemnul acesta, fie și faptul că e deja târziu. Am să forțez totuși răbdarea dumneavoastră și am să vă spun câteva lucruri la care m-am gândit atunci când am fost invitat să particip la această conferință. Mai întâi m-am întrebat ce cădere am eu să vin și să grăiesc despre un așa lucru important, într-o așa mare adunare, în locul acesta unde în decursul istoriei tot mari adunări au fost. M-am întrebat în momentul în care am decis că voi veni, cum s-ar cuveni să vorbim despre televiziune și despre computer, despre internet, mai cu seamă, să vorbim bine ca despre un lucru rău, să vorbim rău ca despre un lucru bun, sau să vorbim rău ca despre un lucru rău, căci să vorbim bine ca despre un lucru bun, am băgat seama și din ceea ce au spus covorbitorii, că nu prea sunt premize. Pocăiți-vă căci s-a apropiat împărăția cerurilor. Poate că niciodată n-a respirat mai necesar planeta îndemnul acesta al botezătorului și parcă niciodată omenirea n-a fost mai surdă
și mai ignorantă la apelul acesta pe care însuși Mântuitorul și ucenicii săi ni l-au făcut. Apel centrat pe pocăință. Numai că lumea, vai, a pierdut conștiența pocăinței, așa cum a pierdut și necesitatea comuniunii. Tragismul umanității, am scris undeva, este astăzi tocmai acesta. Comunitățile acestea uriașe, cetățile acestea mamut, fără de comuniune. Dacă ar fi să decupăm dintr-o astfel de cetate, fie și numai un cvartal, un bloc, și știți dumneavoastră foarte bine că în cele mai multe situații vecinul de la doi nu are nimic în comun, cu excepția liftului și a părților comune de pe scară, nu are nimic în comun cu vecinii săi. Dar mai presus de această nuanță tragică a lipsei de comuniune, astăzi în cetățile acestea bântuie și Duhul însingurării, un Duh care rănește necruțător, mortal chiar, fără să aleagă în stânga și în dreapta. Suntem, după toate afirmațiile academice, într-o epocă a comunicării și a comunicației. În fond, suntem, cred, în plină criză, într-o criză fără de precedent, a lipsei de comunicare. Pare că nimeni nu mai comunică cu nimeni, firesc și normal. Părinții cu părinții, părinții cu copiii, copiii cu părinții, copiii cu copiii, vecinii cu vecinii și așa mai departe, comunică într-un formalism de plin. Dar ce este comunicarea? Un termen care vine din latină și care, ca și rădăcină, îl mai regăsim doar în biserică. Comunicarea vine din latinescul cuminecare, care însemnează părtășie. Părtășia care are la temelia ei dragostea. Lipsa de dragoste astăzi face ca oamenii, nici cei mai apropiați, cum spuneam, părinții cu copiii și copiii cu părinții, să nu mai comunice în normalitate. Normalitatea aceasta pe care o reclamă ca absentă tot mai mulți. Ce este normalitatea? Suma normelor și legilor pe care Dumnezeu ni le-a lăsat spre a ne fi nouă lesnicioasă trecerea pe aici prin valea aceasta a suspinelor. Statisticile spun că pe fondul acesta al necomunicării și al necomuniunii, după muncă și odihnă, televizorul ocupă locul imediat următor. Într-o casă unde există un televizor, copiii vor petrece în fața acestuia aproximativ 6 ceasuri pe zi. Asta însemnează că atunci când ei vor fi împlinit 16 ani, vor fi cheltuit
în fața televizorului, mai mult timp decât a investit un muncitor timp de 12 ani, lucrând 40 de ore pe săptămână, fără pauză. Cineva l-a întrebat cândva pe Alistair Cook, un mare producător de televiziune din Statele Unite ale Americii, pe ce plan crede el că se situează ca forță de influență televiziunea. Și acesta a răspuns fără niciun fel de ezitare: pe locul imediat următor, părinților, acolo unde părinții mai au vreo influență. Într-o paranteză pe care vă solicit cu câțiva ani în urmă, am plănuit cu Valentina Matveeva din Rusia să realizăm o școală internațională pentru părinți. Școala aceasta s-a realizat în Rusia. Valentina se zbate și obține chiar rezultate. În România se pare că părinții nu au nevoie nici măcar de o școală pentru ei. Există trei mari categorii care primejduiesc societatea. Categorii umane: insuficienții, suficienții și suprasuficienții. Mă tem că în diferite stadii și etape ale vieții, dacă suntem sinceri cu noi, va trebui să recunoaștem că cei mai mulți dintre părinți trec prin aceste stări, prin aceste condiții. Sunt insuficient pregătiți atunci când se pune problema căsniciei. Multe sunt crizele în parcursul vieții unui om, dar două sunt fundamentale. Nimeni nu-i spune copilului mai întâi cine este el. Nimeni nu identifică darurile pe care le-a pus Dumnezeu în ființa lui. Familia primește prunc, se bucură la venirea pruncului, cu prietenii și cu vecinii în jurul unui pahar de șampanie, se preocupă mai apoi să existe Pampers de calitate, căruciorul impresionant, grădinița cu predare între limbi străine, dar nu darurile pe care le-a pus Dumnezeu în copil sunt importante. Și anii trec și copilul ajunge undeva între 17 și 18 ani, când cade prima ghilotină și este întrebat: tu ce vrei să faci? Nimeni nu i-a spus ce ar trebui să facă el. Televiziunea, am văzut într-o oarecare măsură până în momentul acesta, știți și dumneavoastră, sunt convins, chiar mai multe lucruri decât spunem noi, nu ajută nicicum în planul opționării unui copil. Școala, familia și biserica au ele însele problemele lor de criză și nu ușoare. Fiecare la rândul ei o camuflează, familia își camuflează propriile probleme, deși 70% dintre familii sunt sub semnul eșecului. Școala se zbate într-o reformulare continuă și nu-și găsește identitatea și nu-și găsește maniera de a relaționa cu copilul și continuă să-i șterpelească copilului, omului din viață, mai mult de 80% din timpul pe care îl petrece în școli inutil, livrându-i balast informațional de care nu se va folosi nici când în viață. Continuăm însă să ne amăgim unii pe alții. Noi ne facem că avem nevoie de școală și școala așa în serios această atitudine. Ea chiar crede prin slujitorii ei că este utilă copilului și este într-o oarecare măsură, ce rămâne de la 70% încolo.
primă criză, spuneam, se consumă acolo la 17-18 ani, când este întrebat copilul, tu ce vrei să faci? La școală, acasă sau în societate? Și el trebuie să dea un răspuns. Și pentru ca să nu creadă lumea că el e fonf, răspunde că vrea să facă doctor, inginer, preot sau profesor. Urmând o școală, obținând o diplomă, în baza căreia, sigur, va găsi poate că un loc de muncă. Dar abia atunci își va da seama că nu și-a pus în valoare darurile pe care le-a pus Dumnezeu în el. Și va fi nevoit să meargă apoi, uneori, cea mai mare parte din viață, într-un loc să se întâlnească cu niște oameni cu care nu este în comuniune, cu care nu are de împărțit nimic. Și își dă seama că locul acela și îndeletnicirea aceea nu-l cuprinde și nici el nu o poate cuprinde. Și trăiește acolo cu nodul în gât, 8, 10, 12 sau chiar 14 ceasuri pe zi. Se întoarce acasă și traversează o societate ca cea pe care o vedem cu toții, cu nodul în gât, ajunge acasă cu nodul în gât și încearcă să-și desnoade nodurile acestea cu ceva dintr-un teritoriu neutralist. Adică de la televiziune. Și ce livrează televiziunea? Psihologul William Belson a efectuat un studiu pe un segment de 1565 de băieți cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani. Și la capătul studiului său a ajuns la concluzia că televiziunea nu îi afectase pe subiecții lui în plan comportamental, determinându-le o atitudine violentă. Dar le spulberaseră programele și emisiunile vizionate, toate normele morale pe care școala, familia și biserica, familia, școala și biserica, se străduiseră să le pună la dispoziție și chiar să le stabilească. Sfinții părinți spun că acolo unde nu există Dumnezeu, sigur este diavolul. Ne este cunoscut și relevant faptul că tot ceea ce vine de la Dumnezeu este sub semnul binelui celui bun și al vieții. Și tot ceea ce vine de la diavol este sub semnul răului celui mai rău și al morții. Dacă ar fi să facem o analiză superficială asupra programelor de televiziune, punându-ne această întrebare, cât Dumnezeu este acolo, vom constata cu ușurință că televiziunea este potrivnică lui Dumnezeu. Este anticreștină mai ales. Vom observa lucrul acesta privind grilele de program. Câte programe religioase sunt în aceste grile și mai cu seamă câte emisiuni creștine sunt acolo. Atunci când televiziunea se îndreaptă totuși asupra religiei, asupra creștinismului, se îndreaptă pentru a-l critica sau pentru a distorsiona imaginea acestuia.
Psihosociologul Kevin Perota spune că în urma unor studii făcute de asemenea în decursul timpului, a constatat următorul lucru, că există trei situații când televiziunea se apleacă asupra religiei și mai cu seamă asupra creștinismului. Când vorbește despre slăbiciunile oamenilor simpli, când vorbește despre metode de îmbogățire și când vorbește ca despre un lucru extrem de periculos, asociat cu sectele oculte sau cu unele practici medievale. El spune că oricine se lasă influențat de televiziune nu va dori niciodată să devină un creștin adevărat. Deschid o nouă paranteză. Veți vedea că oferta acestei televiziuni, în ansamblu ei, este una extrem de generoasă și de persuasivă. La o întâlnire cu un grup de preoți, am fost invitat cândva, le-am propus să facem împreună o vizită în două locuri. Într-o redacție a unei reviste smintitoare și în redacția unei televiziuni. Și să vedem ritmul de lucru din aceste redacții. Să vedem la ce oră vin oamenii acolo, cu ce ritm lucrează, cu ce implicație și câte ceasuri. Sunt redactori în astfel de redacții care lucrează în mod frecvent peste 12 ceasuri, într-un ritm amețitor. Ce punem noi în contrabalanța ofertei televiziunii? Ce punem noi în contrabalanța acestei oferte atât de generoase, amețitoare, acest puț fără de fund care este internetul? Punem uneori biserici închise în miezul zilei. Nu spun că ar trebui să facem o contrabalansare cu buticurile non-stop și să fie deschise, poate, non-stop. Să știe omul că la ora 23 se poate duce să aprinde o lumânare și să se roage. Ce avem să punem în contrabalansare? Repet această întrebare. Televiziunea nu-și câștigă audiența, nu face ratingul, acest termen care i-a amețit acum și pe politicieni, nu numai pe cei de la, din interiorul televiziunilor, nu-și face ratingul cu umplutură, nu-și face audiența cu emisiuni de educație. Omului este foarte greu. Nu se lasă educat de bunăvoie. Într-o discuție cândva cu un părinte paroh, mi-a spus, pentru ca să vină la biserică și pentru ca să creadă în Dumnezeu, trebuie să stau cu ochii pe ei. M-a cutremurat această afirmație. Dar este o realitate. Vittorio De Sica spunea că televiziunea este unicul somnifer care se administrează prin ochi. Și există secvențe de program care, combinate cu starea de osteneală a omului, cu tot balastul pe care îl poartă cu el, dă această stare de somnolență. Foarte mulți telespectatori nici n-apucă să se așeze în fotoliu și au și-a țipit. Aș cuteza să-l completez pe De Sica și să spun că televiziunea este somniferul care se administrează rațiunii. Iar somnul pe care îl creează acestea, cunoaștem cu toții, naște întotdeauna monștri. Trăim într-o societate, așa cum s-a și afirmat mai devreme, așa cum vedem cu toții, hipersenzualizată și hipersexualizată.
O societate după chipul și asemănarea vedetelor de televiziune, a starurilor pe care le promovează și a personajelor din filmele și mai cu seamă din telenovelele pe care le pune în undă. Filmele aproape toate au în conținutul lor hălci uriașe de erotism deșuchiat. Dragostea este un soi de experiență erotică, adesea grețoasă. S-a ajuns până într-acolo încât chiar și reclama la pasta de dinți și la ciocolată. Dar la ce nu? Au în conținutul lor cel puțin o sugestie erotică. Demnitatea umană este tot mai mult un simplu obiect destinat să inducă plăceri carnale. Așa se explică faptul că vârsta debutului actului sexual este în continuă descreștere. Citeam nu de mult un material, o statistică. N-am să spun ce conținea în ceea ce privește alte țări, ci în ceea ce privește România. Într-un procent de 65% dintre fete își pierd virginitatea înainte de 12 ani. Unde și are rădăcina această motivație și determinare? Am citit de asemenea cu un timp în urmă un articol care purta următorul titlu: Copiii zombi decid succesul mărcilor. Copiii zombi? Asta a creat Dumnezeu? Nu. Acesta este rezultatul a ceea ce războiul acesta necruțător al reclamei și publicității obține ca rezultat. Copiii au într-adevăr decizia în momentul acesta când vorbim noi, a peste 200 de miliarde de dolari investiți în cumpărături. Copiii decid aceste cumpărături. Și pentru asta se investesc 2 miliarde de dolari în publicitate. În societatea americană, societatea pediatrilor din America se zbate din râs puterii în momentul acesta. Știți, este ca în situația în care suntem îndemnați mai întâi, vedeți, la toate colțurile străzilor, există o covrigărie, o patiserie, o kebab, te cheamă toate să guști. Nu te cheamă să mănânci. Știți, vrăjmașul cunoaște foarte bine și firea și natura umană și scripturile. Pe principiu, gustați și vedeți că bun este Domnul, vine și el și zice, gustați și vedeți că bună este plăcinta dobrogeană. Iertați-mi nuanța ispititoare acum în post. Și omul se duce să guste și gustă. Și gustă și vede că e bun. Și dacă e bun, atunci să fie și mult. Și dacă e bun și mult, atunci să fie și des. Și întâi se umflă cu miliarde și apoi vin alte societăți prin intermediul aceleiași televiziuni care îi fac alte semne. Vino să te învăț cum să te dezumfli pe alte miliarde. La fel se întâmplă și cu publicitatea. Societatea mai întâi îl ia pe om și îl face prizonierul ei încă din copilărie, pentru că, vedeți, această investiție într-un client în copilărie este o investiție pe termen foarte lung.
este o beneficitate anume, de aceea se zbat cei din domeniu. Și astăzi categoria cea mai scumpă și cea mai bine plătită pe planetă este categoria cercetătorilor în materie de psihologia reclamei. Dar psihologia aceasta a reclamei și-a extins evident tentacurile și teritoriile și în psihologia aranjamentelor programelor teleastice. Aproape că nimic nu e întâmplător. Tot din tot ce decurge și din tot ce curge acolo. Nouă ni se pare că un generic care se rostogolește acolo cu niște linii, cu niște forme, cu niște nuanțe cromatice deosebite, ar avea doar un aspect estetic. În fond, cei care lucrează sunt tot mai atenți asupra acestui lucru pentru ca prin el să ne livreze informație și nu una oarecare. Pentru că atunci când eu mă plimb cu telecomanda pe 70 de canale și ajung la un astfel de generic, să mă opresc. El are să-mi livreze informația aceea care să mă determine să mă opresc. Ce inechitate! Toți profesioniștii televiziunilor, profesioniștii spun, mai sunt și agemii, au în spatele lor studii grele, doctorate, masterate, doctorate, au apoi o ucenicie pe lângă bătrânii domeniului. Abia pe urmă ajung în sfârșit la pupitru. După ce au învățat precis și știu bine ce să-mi dea, când să-mi dea și cum să-mi dea, astfel încât eu nu am niciun fel de șansă de negociere. Cunoașteți cumva vreo școală pentru telespectatori? Fie și una de 2 săptămâni, intensivă. Să mergem și noi. Și câte vreme eu nu știu nimic și sunt analfabet în materie de tehnică, de televiziune, de limbaj filmic, este ca în situația în care cineva ar intra într-o încăpere și ar pulveriza un gaz ucigaș. Faptul că cei prezenți în încăperea aceea nu cunosc compoziția chimică a gazului respectiv, nu-i scutește de moarte. Faptul că eu sunt analfabet în materie de tehnică teleastică, în materie de limbaj filmic, nu mă scutește de la a primi, de la a încasa inegociabil tot ceea ce ține de planul din spatele ecranului. Și în spatele ecranului, nu vedeți dumneavoastră, numai televiziunea publică română. Mai percepe încă bani. Restul, toate televiziunile planetei, te cheamă gratuit. Te cheamă gratuit să-ți ofere toate programele acelea fantastice, cu niște costuri uriașe. Nu este cazul să vă spun în momentul acesta cât costă numai tehnica, nu realizarea programelor, nu plata vedetelor, a starurilor care se aduc acolo. Și toate acestea nouă ni se dau degeaba. Nu. Gratis. Nu degeaba. Și când omul va ajunge să înțeleagă cu adevărat în ce labirint l-a tras din nou trișându-l Mamona, așa cum a făcut-o în decursul istoriei mereu și mereu cu el, mă tem că va fi la fel de târziu cum este și cu altele. Ne regăsim în sintagma rostită de Părintele Serafim Roz, atât de tragic rostită, nici nu știi tu cât e de târziu. Îl ia în primire pe om încă de mic. Îmi îngădui un exemplu, un copilaș de numai 2 ani reține, asimilează și reacționează la peste 200 de logouri de branduri.
la peste 200 de logo-uri de branduri. Faceți o experiență, dacă nu cumva o și cunoașteți. În momentul în care se derulează pachetul publicitar la televizor, copiii reacționează, așa cum zicem empiric, instinctiv. Și asta încă de la câteva luni de viață. De ce? Datorită ingredientelor de sunet și de imagine care sunt puse acolo. Ca în cazul pulverizării gazului. El nu știe ce e acolo, dar îl mișcă tot ce este pus acolo. Și există ca tehnică în psihologia reclamei, ca din cele pe care le-ai folosit promovând un produs în decursul istoriei, să reiei nuanțe cromatice, nuanțe sonore cu care omul se identifică. Și își identifică, de fapt, propria sa viață, știut fiind faptul că cele 5 simțuri ale noastre, care au nenumărate paliere de memorii, de aceea exercițiul ascetic este atât de complex. Noi trecem, iată, mereu și mereu prin aceste posturi de câte 40 de zile, dar câți sunt cei care mai intră cu adevărat în formula exercițiului ascetic, lucrând și prelucrând pe rând câte unul dintre simțuri, să postești tu cu urechea, cu ochiul, să postim, cum zicea domnul profesor, că era îndemnat de părintele Voicescu, să postim de televizor. Dar astăzi este insuficient să postim de televizor. Ar trebui să postim cu ochiul în totalitatea lui, pentru că la fiecare colț ne întâmpină un panou publicitar care ne ia de gene și ne livrează la fel inegociabil mesajul lui. De aceea, vedeți, se duce omul cu listuța în hiperdugenele acestea care au apărut și continuă să apară. Nimeni nu mai produce, dar de cumpărat toată lumea cumpără. Asta este o stranietate. Se duce omul cu listuța în hiperdugheană, care va să zică, se duce cu căruciorul și întors acasă constată că mai mult de jumătate din cele pe care le-a adus acasă nu erau pe listă. Au sărit în cărucior. La fel inegociabil. De ce? Pentru că și când eu nu sunt atent, deși televiziunea are această perfidie în comparație cu lectura, în comparație cu radioul. Lectura, de pildă, oricât de bună ar fi, în momentul în care auzi un strigăt, se întâmplă ceva în preajma ta, te oprești și reacționezi. Televiziunea nu, televiziunea este atât de posesivă încât sunt unii maniaci în ale televiziunii că dacă te duci în timp ce își urmărește telenovela lui preferată sau a ei preferată, poți să-i spui orice, să-i dai și cu ciocanul peste degetul mic de la picior. Nu te aude. E acolo cu Alejandro. Mai mare durere decât are Alejandro în inimă, ce durere pot eu îndura la degetul mic? Gata? Dacă vreți să ne oprim. Oricum mă voi opri în următoarele fraze. Lee Löwinger spunea că televiziunea este literatura analfabetului, cultura incultului, avuția săracului, privilegiul neprivilegiatului, în general, un club exclusiv al maselor excluse. David Frost a spus că televiziunea este o invenție care îți dă posibilitatea să fii distrat de niște oameni pe care altminte nu i-ai primit nicicum în casa ta.
Iar pe McLuhan, supranumit și tutorele televiziunii moderne, l-am auzit eu personal la un congres de la Copenhaga, rostind în fața unei sări de aproximativ 1000 de specialiști veniți din toată lumea, televiziunea, această pubelă a conștiințelor umane. Am văzut din tot ce s-a spus în seara aceasta, aici. Nu mă îndoiesc că ați citit destul de mult despre efectele nocive, căci despre acestea ne-am propus noi să vorbim, nu despre efectele în ansamblu și mai cu seamă nu despre efectele pozitive pe care le produce televiziunea asupra minții umane și în mod special asupra copilului. Am văzut așadar în ce constau aceste efecte nocive ale televizorului și internetului. Apare ca firească o întrebare. Ce am putea face ca să eliminăm cel puțin parțial aceste efecte? Și probabil că se pot face multe. Eu însă vă sugerez să devenim interesați și să ne propunem să învățăm lecția lui nu. Cea mai complexă și cea mai grea lecție pe care o are omul de învățat și pe care, din nefericire, n-o învață, fiindcă prea puțini sunt cei care sunt cu adevărat conștienți de importanța ei și mai puțini cei care o cunosc. Această lecție a lui nu debutează undeva în copilărie, atunci când copilul începe să reține și logo-urile acelea ale brandurilor, produselor publicitate la televiziune. Atunci când părinții sau cei care l-au în grijă, astăzi tot mai puțin părinții sunt cei care au în grijă copiii, îi aplică interdictivul nu cu privire la prize, la bibelouri sau chiar la telecomandă într-o primă fază, până când voința lui începe să lucreze și la orele de desene el este stăpânul casei sau în orice caz stăpânul televizorului, așa cum bunica este stăpâna televizorului în alte secvențe ale zilei și tata în altele. Am să mă opresc aici. Nu înainte însă de a vă ruga să-mi îngăduiți să lecturez un scurt fragment dintr-un pamflet al unui piteștean, Octavian Dărmănescu, nu-l cunosc, dar mi s-a părut potrivit pentru ceea ce am discutat noi aici și pentru condiția omului înrobit de televiziune să închid ca un accent ceea ce, repet, într-o foarte mică măsură am apucat să spun eu, să spunem noi despre aceste efecte ale televiziunii. Octavian Dărmănescu și intitulează pamfletul Homo Videns, plecând de la un titlu a cărții lui Giovanni Sartori, un important om de cultură italian, care a scris o carte cu acest titlu, Homo Videns. Homo Videns este omul fotoliu. Din serial în film artistic, până vine supa, se întreabă mereu disperat unde este telecomanda. E prin plapumă sau a căzut supat? Această cârtiță de apartament s-a identificat cu canapeaua ca musca cu hârtia de muște. Flotant nocturn al lumilor catodice, Homo Videns se sperie de pana de curent ca reumaticul de ploaie. Și are și de ce. Televizorul este cel mai iubit Herr Professor. I-a adresat ochiul într-o așa de mare măsură încât clipește când îi se spune. L-a băgat la școala de divertisment, i-a inventat nevoi nebănuite.
În lipsă de preoți, bolșevicii se spovedeau la poștași. Acum, Homo Videns are un prieten de pixel, dascăl în toate. Cu televizorul în față, cercul familiei s-a redus la semicerc. Mii de culori și tone de singurătate. Într-o paranteză fie spus, lipsa aceea de comuniune despre care vorbeam mai devreme face ca omul să traverseze ziua lui într-o singurătate de plină, trist și singur să ajungă acasă și chircit să țipească cu telecomanda în mână. Homo Videns își întreține riguros egoismul unei astfel de stări. În plus, în timp i-au crescut pretențiile, s-a emancipat. Acum are religia informației și urgența de a ști tot. S-au dus vremurile buchisirii. Cartea a fost deliberat uitată ca un urs bolnav în spatele circului. Ne mirăm încă de supraviețuirea burtierei cu litere la unele filme traduse, cât or mai fi. Și nu numai cartea a fost uitată, ci toate virtuțile clasice. Nudismul postmodernului în fața vechiului este obstinant. Ultimii timizi vor fi puși în formol. Omenirea se dă deja pe toboganul cu idei trăznite, ne luând în seamă că la capătul acestuia este iadul. Harnașamentul revectorizant al rosinantei moderne ne arată un lucru trist. În șaua lui Don Quixote stă mândru Sancho Panza. Să ne închipuim decretarea unei prohibiții generale video. Barca lui Homo Videns s-ar lua apă, vâslele ei s-ar transforma în cârje. N-ar mai fi mult până la ziua venelor deschise. Rolul televizorului în legumizarea rasei umane e același cu al lopeții în istoria cioclilor. Până în secolul trecut, chimia cinei dădea calitatea visului. Homo Videns nu mai are vise. Când doarme, el tot la televizor se uită. Iar când se trezește, își continuă somnul. Sindromul Helsinki, acela când angajații fraternizează cu hoții unei bănci, funcționează implicit, fără resorturi. Ce se poate vedea prin ochelarii lui Homo Videns e previzibil. Piroman bântuit de flăcări, un aplaudac mecanic, bea bere, stă pe spate și se crede executant al loviturii de la 11 metri. Acest cobai lihnit după experimente are un imaginar betonat în universul filmului american. Convingerea lui în ceea ce vede este imbatabilă ca râma tăiată în două. Blestemul idioției s-a întins comic de la oraș la sat. Ruralii fiind și ei astăzi dependenți de televizor, așa cum sunt urbanii de igienică. Pepene cu pâine, telejurnal, film și găinile rămase noaptea pe afară nehrănite. Trenurile blindate ale prostiei defilează acum pe la poarta fiecărui țăran, în timp ce tradiția așteaptă cu bagajele prăfuite pe un peron pustiu, neștiind că stația s-a mutat între timp. Bunul simț și vechile deprinderi s-au oprit la un cântar stradal și își numără reciproc coastele. Din clasici n-a mai rămas decât câte un nume de stradă sau un răspuns corect la câte un concurs interactiv la televizor. Societatea multivizual dezvoltată este într-un nou cincinal. Planul de producție a fost îndeplinit. Raportăm multiple depășiri de normă. Capitaliștii au ajuns la vorba noastră. Acum fac și ei salam, chiar și din cele 7 vaci grase din vis. Prin anii 60, Union își luase și el un televizor. Era primul televizor din satul lui. Trecând însă cu bicicleta prin gropile proletare, aparatul s-a defectat. Acum stătea inert pe sală, cu ecranul îndreptat către stradă, la drumul mare. Ion își luase primul televizor. Restul nu mai conta. Mulțumesc! Da.
Mulțumim foarte mult domnului Ciomâzgă. Avem foarte multe întrebări și ca o notă dominantă a mesajelor pe care le-am primit ar fi îngrijorarea tuturor față de efectele televizorului asupra minții oamenilor. Începând din frage de pruncie și atât în, și în rândul celor maturi. Am dorit să începem cu câteva întrebări legate de modul în care